funcția de primar în celelalte unități administrative teritoriale din județ și candidatura pentru președinția Consiliului Județean, anul acesta fiind alegeri uninominale la președintele Consiliului Județean. Evident, și lista de consilieri județeni PSD a fost validată astăzi și o să vă prezint câteva nume noi din această listă, pentru că este o listă complet reconstruită. 92 de municipiul Bacău am discutat la momentul respectiv, joia trecută, la conferința de presă la care a participat domnul deputat Șova. 92 de unități administrative teritoriale în care ne propunem, considerăm că este, avem șanse și este și legitim să câștigăm peste 70 de primării. Avem pretenția că avem cea mai valoroasă echipă politică la nivelul județului Bacău și la nivel de primari și la nivel de consilieri locali și la nivel de parlamentari și la nivel de Consiliul Județean. N-am să dau citire întregii liste de 92 de candidați. Noi am avut și puterea, suntem singura organizație din județ și îndrăznesc să spun printre puținele la nivel național care am avut puterea să ne despărțim de anumiți candidați cu care am mers în 2016. Avem vreo 5 localități în care se înscriu în această categorie. Am discutat la momentul respectiv de Bacău și Târgocna. Mai avem situația aceasta la Racova, la Mărginen sau la Luizi Călugăra. Au fost aprobate toate cele 92 plus alianța de la municipiul Bacău, 92 de candidaturi la primar și candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean a domnului Valentin Ivancea, fost subprefect al județului Bacău și o scurtă perioadă de timp prefect al județului Bacău. Sperăm ca în această campanie ce se prefigurează, pe care noi nu ne-am dorit-o, știți foarte bine discursul nostru, întâi să câștigăm bătălia cu coronavirusul, să ne implementăm proiectele administrative, pentru că suntem partidul care avem cei mai mulți primari, avem președinția Consiliului Județean și trebuie recepționate foarte multe proiecte, urmărite alte proiecte și startate alte proiecte, unele în medicină, chiar săptămâna aceasta în sănătate. Și acestea au fost prioritățile noastre, mai puțin pre-campania și campania electorală. De altfel, după cum ați observat, am lipsit cu desăvârșire din acest concurs de panotaj în municipiul Bacău. Considerăm că dacă am câștigat sau am pierdut alegerile, am făcut-o în cei 4 ani de muncă în administrație, în care noi am pus bazele și am pus pe o turnură ireversibilă proiecte importante de la centura ocolitoare a municipiului, aeroportul internațional Bacău, proiecte în sănătate, până la proiecte din comunități, celelalte comunități din județul Bacău. Este de notorietate faptul că Programul Național de Dezvoltare Locală este un program care aparține Guvernării Social-Democrate și care a generat proiecte importante, bunăstare în foarte multe localități din județul Bacău. Așteptarea noastră de la aceste alegeri locale, la care am fost aduși de guvernarea Orban, în ciuda tuturor opiniilor din societatea civilă că s-ar fi putut amâna aceste alegeri, speranța noastră și așteptările noastre sunt legate de faptul că ne dorim foarte mult să fie un vot administrativ, așa cum este de obicei la alegerile locale, și mai puțin un vot politic. Pentru că noi, PSD-ul, acum traversăm o perioadă mai dificilă sau mai puțin facilă decât în alte perioade, dar din punct de vedere administrativ și a resursei umane și a garniturii de candidați pe care o propunem pentru aceste alegeri locale, cred că aliniem cea mai bună garnitură pe care PSD-ul a avut-o vreodată la alegeri locale. Că vorbim de 2016, că vorbim de 2012, că vorbim de 2008. Am experiența, am istoricul politico-administrativ al acestui județ, și am elementele să pot afirma cu tărie
aliniem cea mai bună garnitură pentru aceste alegeri locale și sunt convins că rezultatul lor pe 27, rezultatul final al alegerilor din 27 septembrie va confirma ceea ce spun eu acum. Cam astea au fost principalele decizii aprobate astăzi. Restul au fost decizii care privesc de funcționarea internă a partidului și de campanie. Repet, conform statutului. Suntem cu toții aici. Vedeți candidații pentru Consiliul Județean, președinte Valentin Ivancea, vicepreședinte domnul Gelo Panfil de la Oneș, care a fost anunțat și dânsul în urmă cu 10 zile. Președintele executiv al organizației, domnul deputat Lucian Șova, secretarul general al organizației, domnul Ionel Floroiu, și președintele Consiliului Județean, vicepreședinte al organizației județene, domnul Sorin Brașoveanu. Dacă sunt întrebări legate de anunțurile pe care le-am făcut sau de din viața administrativă sau politica județului. Suntem chiar atât de explicit? Acestea au fost discuții în ultimele 2-3 luni în interiorul organizației. E strategia noastră, e funcție și de specificul acestei campanii. Este o campanie care se va derula cu precădere în mediul, online și pe media, în mediul urban, repet. Iar în celelalte 85 de localități din mediul rural va fi o campanie la picior, în care vigoarea candidatului, condiția medicală a candidatului contează foarte mult. Și introducând toate aceste elemente în calcul, ne-am stabilit această strategie ca la Consiliul Județean Bacău să mergem cu domnul Valentin Ivancea și cu domnul Gelo Panfil. Care au fost criteriile principale? Sunt recomandate de domnul Ivancea? Am să fiu foarte... Este un... Domnul deputat Șova l-a definit ieri la municipiu foarte bine. Este rivalul principal al dânsului la statutul de luptător cu birocrația și cu legislația extrem de stufoasă. Este un om care știe să conducă funcționarii aflați în subordinele care... Nu întotdeauna interpretează și aplică legea în sensul implementării mai rapide a proiectelor. Din funcția de subprefect și prefect a condus un grup de lucru pe centura ocolitoare a municipiului Bacău, foarte important, care a făcut posibilă avansarea, avansarea semnificativă a acestui șantier, și un alt grup de lucru pe Programul Național de Dezvoltare Locală, unde peste 200 de proiecte din județ și-au găsit soluții rapide în obținerea vizelor necesare autorizației de construcție, în obținerea vizelor de mediu. Și astăzi, foarte multe din proiectele aprobate în PNDL în 2017 sunt fie deja date în folosință, fie pe cale de a fi recepționate, fie în plină implementare. Sunt foarte puține proiecte pe PNDL care mai sunt în licitație. Și asta s-a datorat unei munci coordonate la nivelul prefecturii în mod direct de domnul subprefect Ivancea. Este un om care știe să lupte cu birocrația și cu funcționarii care nu înțeleg că trebuie să pună în mișcare cât mai repede asemenea proiecte. V-aș mai cita din lista de consilieri, județeni. La proiectele PNDL vreau să vă precizez că de același sprijin au beneficiat toți primarii din județ. Cu alte cuvinte, cred că am fost acum un an în luna iulie la inaugurarea unui obiectiv în comuna Pârjol, la Podul, unde au tăiat panglica niște fruntași liberali. Dar dacă nu era implicarea Consiliului Județean la nivel de autorizație și a prefecturii la nivel de grăbire a unor avize, acel pod poate nici astăzi nu începeau lucrările. Și a fost un întreg pelerinaj de fruntași liberali acolo. O dovadă că nu am... Și primarii de altă culoare decât cei de la PSD pot confirma că au fost susținuți de prefectură în perioada 2017-2019 pentru implementarea mai rapidă a PNDL-ului. Vreau să vă citesc câteva nume din lista de consilieri județeni. Avem pe zona de est a județului pe domnul consilier județean Izvoranu și pe domnul Adrian Nistor, un om de afaceri de succes, un agricultor de succes pentru zona de est a județului.
Avem pentru zona de nord-vest pe domnul Vasile Budacă de la Comănești, pe domnul Iulian Enea la Moinești, domnul Silviu Pravăț, actual vicepreședinte al Consiliului Județean, este imediat după domnul Panfil, domnul Ion Cucerescu, domnul Emil Patriche. V-am prezentat câteva nume mai rezonante. Doamna Anca Egarmin de la Inspectoratul Școlar, unde tocmai ce am aflat că vă dau un exemplu de ce acuzau liberalii în trecut. Doamna directoare adjunctă acolo, doamna Sereș, o cunoașteți cu toții, fostă colegă de-a dumneavoastră, a fost înlocuită de fata fruntașului activist liberal a babei, care nici nu știu dacă știe foarte bine unde este școala 19, dar este director adjunct acolo. E bine că au început așa liberale, sunt convins că au mai făcut acest lucru și în alte părți. De altfel vreau să vă dau un exemplu, că tot până nu se consfințesc și nu se aprobă candidaturile, celelalte candidaturi, nici n-aș vrea să comentez foarte mult, doar vreau să vă dau un exemplu despre cum funcționează PNL-ul și USR-ul, ce treabă bună fac la Filipești. Am fost zilele trecute acolo, este un primar venit de la ALDE, ați auzit de el, domnul Lungu, iar la USR este un domn candidat, Panțăru. Până aici nimic spectaculos. Doar că există elemente pe care probabil că unii le vor verifica într-o bună zi. S-au făcut raportări false vis-a-vis de niște capete de animale pe care le-ar păstori familia Lungu, tatăl primarului Lungu din Filipești, pe baza unei adeverințe false eliberate de candidatul USR Panțăru. Pe baza acestor documente, pe filiera medic-veterinar, primăria Filipești și tatăl primarului de la Filipești, s-au obținut și se obțin subvenții de la APIA pe fonduri europene. Sunt foarte curios să aflu poziția celor de la PNL și USR vis-a-vis de aceste lucruri care pot fi verificate, sunt palpabile și discutăm de fraudă pe fonduri europene. Celor de la USR s-ar putea să le sune cunoscut acest tip de... Pentru că în campania de la prezidențiale, cei de la PNL îl atacau pe domnul Barna în continuu cu ceea ce a făcut cu fondurile europene. Iată că avem un exemplu unde PNL și USR la Filipești, exact asta fac, documente false, subvenție APIA fondurilor europene. Repet, personajele principale sunt tatăl primarului Lungu, primarul Lungu și candidatul USR Panțăru. Una net superioară a ceea ce s-a întâmplat la municipiul Bacău, unde cele mai importante vești au venit din zona guvernamentală și din zona Consiliului Județean, vă reamintesc. Centura semnată de ministru Șova, implementată de ministru Șova și subprefectul Ivancea și un constructor băcăuan de care cu toții suntem mândri, Umbrărescu, și pe care liberalii l-au izgonit cât au condus 12 ani municipiul Bacău. Aeroportul, pista de la aeroport, modernizarea aeroportului, strada aeroportului, modernizarea, tot ce înseamnă la spital, modernizările la Spitalul Județean, investițiile de la Spitalul Județean, parcarea de acolo, finanțarea etajelor 4 și 5 sunt de la Spitalul Municipal, sunt investiții strict legate de Consiliul Județean. Consiliul Județean a avut o prestație și președintele Consiliului Județean Sorin Brașoveanu net superioară primarului de Bacău. Dacă primarul de Bacău ar fi avut aceeași prestație pe care a avut-o Sorin Brașoveanu în raport cu investiții în municipiul Bacău, astăzi lucrurile ar fi stat mult mai bine și pentru Bacăuan și pentru partidul pe care îl conducea. În cazul în care Bacăuan importa cinătorul lui Bancea, l-am rugat să-i spună da, sunt obiectivele organizației politice. Eu doar unul pot să le număr, că din ăsta nu poate nimeni ieși. Proiectul organizației politice PSD, anunțat încă din decembrie anul trecut, este A13, autostrada Bacău-Brașov, una din mizele pentru care am mers și eu anul trecut la europarlamentare. O autostradă care a fost pusă pe o traiectorie irreversibilă de ministru Șova, cu acel studiu comparativ din decembrie 2018, scoasă la licitație operațiunea de studiu de fezabilitate și proiect tehnic în mai
2019, când toată lumea o punea pe seama campaniei electorale, s-a semnat contractul după ce am grăbit noua guvernare venită să semneze mai repede acest contract, care a devenit o realitate ca o consecință a faptului că a fost prins în fila de buget pe 2019, în bugetul național, și a fost lansată licitația. Și este un proiect pe care organizația PSD Bacău și l-a asumat aproape în mod exclusiv în raport cu celebra Autostrada Unirii, pe care o susțin toți, inclusiv am văzut colega mea Corina Crețu din Parlamentul European, într-un mod nejustificat, neargumentat, și sunt convins că dacă vom depăși vreodată Carpații, vom depăși prin pasul Uituz pe autostrada Bacău-Brașov. Dar acesta este proiectul politic pe care orice membru al organizației PSD trebuie să-l prioritizeze fără doar și poate. Celelalte vi le va spune dânsul. La depunerea candidaturii, astăzi suntem la conferința de presă a organizației județene, care vrem să oferim detalii despre ceea ce am stabilit astăzi și să spunem și noi că, deși ultimii practic suntem sosiți în această campanie electorală, cred că vom ieși primii. Trebuie să ne prezentăm la aceste alegeri, din punctul meu de vedere, greșit ca moment din viața societății românești, greșit ales acest moment de către guvernarea Orban, dar n-avem ce face, trebuie să ne prezentăm, pentru că am făcut multe lucruri bune în județul Bacău în ultimii 4 ani. Vă anunțăm că s-au respectat toate măsurile de distanțare socială, de aceea am și ales această locație, am ținut comitetul executiv, acum toate aceste ședințe se țin pe fel de fel de platforme digitale, am ținut foarte mult să interacționăm cu toții, sunt decizii importante din viața unei organizații, suntem la capătul unui drum care a început în 2016 ca echipă la locale. Ne pregătim de aceste alegeri care sperăm să ne reconfirme statutul de prima organizație politică a județului Bacău. Și organizația care, singura organizație care ne ținem de cuvânt față de ceea ce și promitem. Unde nu ne-am ținut de cuvânt, am lăsat capul jos și am refăcut foaia de parcurs. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulțumim frumos, vă dorim weekend plăcut. De aceea ce, domnul, să facă și dumneavoastră de noi? Dacă nu vreți să îi le luați la candidatură, la depunerea candidaturii, acum. Facem și atunci. Haideți, domnule. Măcar două voturi. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru încredere. Vă mulțumesc pentru încredere. Sper că pe lângă faptul în ultimii 3 ani am fost subprefectul județului Bacău și pentru o scurtă perioadă prefectul județului Bacău, în care am arătat că se pot face lucruri, m-am alăturat astăzi unei echipe sudate, unei echipe performante, unei echipe care a arătat că promisiunea se poate transforma în realitate. Și aici mă refer la proiectul Centurii Ogolitoare, care e într-un stadiu de realizare de 70%. Mă refer la investițiile din cadrul Spitalului Județean Bacău, la aeroportul internațional și, nu în ultimul rând, la piatra de temelie care a fost pusă pentru construirea autostrăzii A13. Toate aceste proiecte fac parte dintr-un proiect mult mai mare, un proiect Bacău, centru regional al transportului din Moldova. Nu am făcut politică până astăzi. Am fost în administrația publică 24 de ani, într-un domeniu în care rigurozitatea și eficiența actului administrativ nu era o excepție, ci era o regulă. Vreau să aduc plus valoare acestei echipe. Mă bazez pe toți primarii județului Bacău și pe candidații
la Consiliul Județean, Consiliul Local, împreună să reușim să dezvoltăm Bacău. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări... La depunerea candidatului. Mulțumesc. La depunerea candidatului. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim frumos, vă dorim weekend plăcut și ne vom vedea pe parcursul acestei campanii care se anunță extrem de interesantă. Nu uitați ce am spus cu Filipeștiul. Altădată era o presă de anchetă în Bacău care urmărea asemenea evenimente. Acum nu prea mai este jurnalist de anchetă, dar poate am dat câteva indicii care sunt importante.